Zani se răzbună pe Elena Marin pentru eliminarea Ani Porgras de la Survivor România. Ai vrut să fiu ultima fată de aici? Du-te și împușcă-te! După eliminarea Ani Porgras din competiția Survivor România, Zani se dezlănțuie asupra Elenei Marin. Zani își revine greu după eliminarea prietenei sale, Ana Porgras, din competiția Survivor România. Faimosul o ia în colimatoriu pe Elena Marin, după ce aceasta a susținut că nu se aștepta ca fosta gimnastă să părăsească concursul din Dominicană. Zani, atac furibund asupra Elenei Marin la Survivor România. Cântărețul este furios pe faimoși pentru că au propus pentru eliminare unii dintre cei mai buni oameni de la Survivor România. Deci inițial a susținut că nu este supărat pe Jador pentru că a nominalizat-o pe Ana Porgras. Comportamentul lui Zani arată contrariul. El le-a spus concurentelor noi de la Survivor România că unii dintre faimoșii votează oamenii buni, pentru a avea mai multe șanse de câștig. Zani susține că Elena Marin este fericită că Ana Porgras a fost eliminată. O să vedeți cum o să voteze echipa asta cele mai bune persoane, pentru că unii vor să rămână cei mai proști, să aibă șanse mai mari. Pe teatrul ăla ieftin, nu mă așteptam să iasă. Dialog acid între Zani și Elena Marin la Survivor România. Zani o învinovățește pe Elena Marin pentru plecarea Ani Porgras din competiție și spune că din cauza acesteia Jador a nominalizat-o pe fosta gimnastă. Faimosul a jignit-o pe coregrafă, pe care o numește Șarpe. Zani, te dai bine pe lângă Jador și spui că îți pare rău. Ai vrut să fiu ultima față aici, ți-a picat fața când au venit fetele noi. Ana nu s-a certat cu nimeni, era bună cu toți, gătea, era gospodină și aducea puncte. Jador nu a votat-o pe Elena, ci pe Ana. Ce sunt pușcările astea? Elena, vrei să rămână grupul vostru și eu, Jador și Moro să fim eliminați? Zani, când te văd că ești atât de șarpe, tu cu Moro îl votai pe Sebi. Trebuie să avem joc de unitate, nu doar de imunitate. Elena, să lăsăm jignirile. Zani, ce jigniri? Ești nebună la cap. Lasă pușcăriile astea de femeie neajunsă. Să mor dacă îți mai permit să ai teatru ieftin aici. Du-te și împușcă-te. Vrei să rămâi singură să strălucești? Așa vrei să câștigi Survivor? Îi votezi pe ăia buni. Îi privești pe toți cu ochi de șarpe și apoi nu te așteptai.